Hei, salutare prieteni și bun venit la un nou joc pe canal. Jocul nostru de astăzi se numește GTA 4, este un joc destul de cunoscut, fiindcă m-a întrebat de câteva ori insistent cineva în comentarii când apare GTA 4. Vreau să vedem GTA 4. Am decis să înregistrez acest joc. Vă lăsați câte un plus în comentarii dacă ați jucat acest joc. Dacă v-a plăcut, puteți vă lăsați părerile. Vă spun sincer, nu am jucat acest joc. Am înțeles că este destul de interesant. Să vedem despre ce este. Ce se întâmplă? Precis cum e pentru copii jocul ăsta? E într-o destul de interesant. What you going to do? I might come back on board, or I might try to make a go of it. Like they say, it is the land of opportunity. I always wanted to make it big, on a nice place, get a dog, a house, live the dream. Like my cousin. Oh yeah? Yes, he's got the love. House, women, cars, parties. He writes me in these wild emails, and after I got into trouble, I thought maybe, then I got this gig, and I spend the next 7 months with you fine people, and I forget. After the war finished, I couldn't get a job. Nobody could. So I did some dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Could be. Nu cumva asta este eroul principal. Remember, we learned off the English girls with the big... A little, not so good. You'll be fine. Better than my Serbian. Ah! So good to see you, cousin. I can't believe you made it. Shit, I have to tell you, I had quite a night last night. Two women. The land of opportunity. Ah! I've made it. Oh! Shit, man, I'm still a touch drunk. A touch? My cousin is here! Oh, back Rome, up to Rome, come on, come on, relax. Whatever, buddy. Just take over the world someplace else, yeah, right? Buddy. You're in the goddamn way. Screw you! Screw you all! My cousin is here! Nico Bellic! He's the fucking man, bitches! Roman, come on, let's go. To the mansion, huh? Yes, da, a fost o idee bună, să meargă. Erou principal. Okay. Pentru că Roman îi bat criță. Where's the sports car? It's in the shop. Come on. Așa. Pentru că avem pe hartă indicat. Avem un GPS. Mergem la Roman acasă. Oh.
lumina destul de bine arată. Why don't you show me around the city? Ce se întâmplă dacă ne lovim în ceva interesant? Vom fi taxați de Roman? That is my county book, cousin. It is where I make all the money. Nico, you ever had two women at once? Four titties to be playing with? Mr. Samda, ce urâti? Eu tici eu rai, ciovece! Place cum merge. Cousin, it's been too long. You should have come out earlier. Think of all the girls you've been missing out on. This is the mansion? Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. Și poliția de data? Dar nu s-a atins. N-am avut întrebări. Come in! Make yourself at home. What's mine is yours. Super încăpere. Got him! Little bastard. If he paid some rent, I wouldn't care. Asta e America adevărată, da? 10 ani a stat aici și... Asta e tot ce-a putut acumula el. Nu? Se mai întâmplă. Well, I need to change anyway. So, you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach. Unde stau de asta? Nu și-au puțin fetele pe perete. The only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches. I got the best cats. Screw you, you idiot. Okay, I'm an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here. All I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Why you live home after all this time? First I hear you running with the wrong kind. Then I hear you joined the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean, no? No, I never tell you anything. Another time. Ooh, mystery man. Strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you. No, it's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happened to us. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young and very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Roman! Are you sleeping, you fat fuck? No, come on! What's the time? Shit, I've got to get the cab back. It's on the shift. Stop! Oh, Jesus, this is like a rat shot in it. Nico, jeez. I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out the door, turn left, then the first left at the diner, go down one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down and we're right there on the left on the corner of Cisco Street. It's really flash. We got lots of titties and some incredible motors. Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Damn. Yes, Vlad. Sorry. Forgive me, okay? No, please don't cut my cock off. Okay, but yes. Okay.
Așa, pot să salvăm jocul aici, după cum am înțeles. Putem să dormim pe canapea asta, va salva jocul. Ok, mai departe. Așa, se salvează jocul în timpul jocului, nu trebuie să oprim calculatorul. Bine, aici putem să dormim. Apăsăm F pentru a salva jocul. Roman a plecat în grabă, asta e apartamentul lui de lux care se lăuda. Wow, puteți să ne uităm și la televizor, da? Să vedem, să vedem. Liberty City. Could be certain they were better than. Așa, apăsăm V pentru a schimba poziția. Nu cred că are rost să ne uităm acum la televizor. Ar vrea să ies de aici. Asta e toată mapa, da? Am apăsat Escape și uite, ne arată unde se află Roma. Trebuie să mergem în direcția aia. Bun, cum ies eu de aici? Aha, tot pe ea trebuie să apăsăm ca să stângem televizorul. Pe un cămin sau nu știu ce e asta. E foarte stran, e bucătăria tot împreună. Și eu gunoi aici, de Doamne ferește, se cunoaște că locuiește un bărbat neansurat. Bine, să încercăm să vedem unde e Roman și să continuăm această misiune. Asta ce mai este? Ce poate să fie? Gunoi, a adus o bară de protecție de afară sau... Uitați-vă, și aici este gunoi. Da. Și este precis al lui Roman, fiindcă alt apartament văd că aici nu-i. Așa, în general alt apartament nu-i. E doar al lui. Pot să iau orice mașină și să o salvez aici. Putem să mâncăm hot dog ca să ne tratăm și... GPS-ul ăsta nostru ne arată viața, sănătatea. Apăsăm F pentru a intra sau ieși din automobil. Da, grafică destul de interesantă. Este veche, dar este plăcut vizual. Chiar îmi place cum arată. De mult n-am jucat jocuri anume la calculator, mai mult mă axam pe jocurile de pe telefonul mobil. Iar acolo grafică... te să fie și mai bună ca aici, ca atare. Dar, oricum. Trebuie să mergem în direcția literei R. Văd că este o mașină. E posibil să o luăm, dar eu ar vrea să alergăm puțin și să luăm o altă mașină. Să vedem dacă a rămas ideea la fel, putem scoate omul de mașină. Da. What are you doing? Ce se întâmplă? Haideți să mergem spre locația dată. Fii cu minte. Este o mașină de poliție aici, da? Este cineva? Haideți să vedem, poate mergem cu mașina de poliție. Deștept polițistul. A încuiat mașina. Hai să mergem mai departe. Băi, băiete, ce înseamnă asta? Pentru că mergem la roșu, probabil, avea să călcăm un pieton. Wow, semafor lucrează excelent. Putem lua lecții de șofat. Suntem lângă un port, este o zonă industrială. Și Roman lucrează la car service. Hai să vedem. Aici sau îmi pare mie? Hai să vedem ce se întâmplă. Facem măcar o misiune.
Screw you! Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a fag! Shit! Jesus, Roman, you fucking idiota! How can I take you seriously? Very difficult, I think. Hello, Roman. Hello, Liz. Mallory, this is my cousin I tell you about, Nico. Nico, hi. This is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. Hey. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Thank you. This is the woman that I'm going to marry. Whatever you say. I thought you were going to marry me, baby. Hey, what? Great. You're fucking crazy, man! You should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to me. I know. I'm a fat prick. What can I do? Hey, you dance? I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. You treat me like a bitch! Never! I treat you like an idiot, not a bitch, huh? I guess it's true. The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor. I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet! Ah. Oh, good. Great. Yeah. Fantastic. Look, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Yes, he's all charm. Come on, Nico, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. Nico, you're driving us to a hardware store on Dillon Street. Așa, misiunea este să ne urcăm în mașina lui Roman. Ideea n-am mergem. Următoarele misiuni le vom efectua data viitoare. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal. Pare un joc destul de interesant. Ne vedem în curând. Pa, pa!